Odată trecută starea de urgență și restricțiile pe care le suportăm de câteva luni, Europa începe să își redobândească încet încet libertatea pe care o avea. Iar tehnologia ne va fi de mare ajutor ca să fim liberi conviețuind cu acest nou inamic ucigător, coronavirusul. Tehnologia ne va oferi informații extrem de utile în acest context, după cum le va oferi și autorităților date care să le ajute să ia măsuri speciale acolo unde este cazul. Și pentru că suntem cu toții cu gândul la o excursie, dacă nu la o vacanță în toată regula, Comisia Europeană pune la punct acum un site cu date actualizate în timp real despre situația la frontiere, despre acces limitat într-o zonă sau alta, despre măsuri de precauție speciale pentru o regiune sau alta. Tot pe acest site ar urma să găsim informații extrem de utile pentru situațiile de urgență în care ne putem găsi. De exemplu, la ce spital te duci dacă apare o situație. Vom avea tot mai multe aplicații de mobil care să ne ajute să trăim în această lume cu noul coronavirus. Vom vedea inteligența artificială pusă la treabă, de exemplu, pentru a urmări dacă este respectată distanțarea socială sau dacă spațiile publice sunt temeinic dezinfectate. Se lucrează deja la sisteme inteligente de rezervare în așa fel încât muzeele, de exemplu, să nu fie supraaglomerate sau la restaurant să te simți în siguranță, ținând în același timp cont de legile care protejează accesul la datele personale. Comisia Europeană are un rol energizant în acest proces și ne ține la curent cu toate facilitățile pe măsură ce ele sunt dezvoltate.